Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi vin cu mare, mare bucurie, cu o pereche de pantalonași scurți, croșetați, bineînțeles, pornind de la ideea pătratul bunicii, granny square, făcut parțial, dar pe același principiu, eu vă voi arăta pas cu pas, se realizează foarte ușor, puteți să faceți din resturile de fire pe care le aveți în casă, puteți crea astfel de pantalonași pentru nepoțele, pentru fiice, fiecare pentru cine lucrează, adică o astfel de pereche de pantalonași și eu, dacă aș mai avea vreo 30 de ani așa, poate și eu aș purta. 30, chiar și până la 40, cred, dacă n-avem varice și arătăm așa, suntem nu... Adică nu dă pe din afară, ce știu eu, cum să spun, da? E. În sfârșit, cine poartă pantaloni scurți, sunt sigură că o astfel de idee este perfectă. Și mi se pare că modelul este foarte interesant, este simplu de realizat. V-am spus, din resturi de fire, faceți combinații cu cât culorile mai vesele, cu atât vedeți că este mai simpatică perechea de pantaloni scurți. Puteți să creați și un top la o astfel de pereche de pantaloni scurți și iese o frumusețe. Fire, dacă nu aveți fire în casă, n-aveți resturi de fire, comandați la Fir de Tricotat Povești. Luați câte bobinici de câte 50 de grame și puteți să faceți mai multe perechi de pantalonași. Dacă luați, nu știu cât cântărește, nu cred că cântărește, nici nu cred că aceștia cântăresc măcar 100 de grame. Nu i-am cântărit, dar nu cred că mi-a intrat 100 de grame. Din ghemulețele din care cel mai mult am consumat din ăsta, pentru că am lucrat mai mult, dar tot mai am. Adică dintr-o bobină de 100 de grame, asta e Flavia. Ăsta verde închis e Catania și ăsta e tot Catania și a vernilul ăsta la fel, deci ăsta e Flavia și parcă mai aveam Flavia și alb, deci ce am avut, le-am combinat și a ieșit frumusețea aceasta. Haideți să pornim la lucru, să vedeți cât de ușor se fac o astfel de pereche de pantalonaș scurt. Vă mulțumesc, dragilor, vă mulțumesc cu recunoștință că sunteți alături de mine, că lucrați alături de mine, că mă sprijiniți. Haideți la lucru acum, cu drag și voie bună, bineînțeles că împreună. Și prima dată, pentru pantalonii scurți, chiar dacă vom continua cu parte de salopetă, dar întâi trebuie să facem pantalonii scurți. Am pornit de la o idee pe care am găsit-o pe Pinterest, am găsit o mică schemă pe acolo și mi s-a părut grozavă și cred că vor ieși niște pantalonași nemaipomeniți. Lucrez pentru o fetiță de 6 ani, slăbuțică, care are în talie doar 60, mai puțin de 60 de centimetri, dar am zis 60, pentru că oricum voi continua cu parte de betelie și voi pune un șnuruleț, pentru că fetițele cresc cu foarte multă ușurință. Am zis să folosesc fire pe care le-am găsit pe la mine prin cutii. Am bumba Cairo. Și ăsta, ăsta e bumbacul Cairo și ăsta nu-mi vine în minte, am uitat cum îi spune. Deci, mi-am amintit, e bumbac Flavia. După ce am lucrat cu firul violet, bluza anterioară, nu reușeam să-mi amintesc cum se numește firul. E bumbac Flavia, are aceeași grosime ca și Cairo. Acesta e bumbac nemercerizat, acesta e mercerizat. Nu are importanță. După cum vedeți, are un aspect grozav lucrarea. Am vrut să fie o pereche de pantaloni scurți, de fapt o salopetă, veselă. Haideți să vedeți cum se lucrează. Foarte, foarte ușor. Prima dată, deci am folosit bumbacul ăsta Cairo roz la 1, 2, 3, 4 rânduri. Și apoi câte două rânduri din... Astea sunt culorile pe care le-am folosit eu. Voi folosiți ce aveți în casă. Căutați bumba care să aibă aceeași textură aproximativ și grosime. Asta e important, ca să puteți folosi aceeași croșetă să aibă un aspect perfect la final. Haideți să vedem cum se lucrează. Întâi pornim pe cercul magic. Deci dăm firul după degete, sunt o grămadă de tutoriale, cred că și eu am, de cum se pornește pe cercul magic și facem bucla și prindem cercul acesta care se strânge, trăgând de unul din fire, de capăt, de fapt,
eu îl aduc în față întotdeauna, că mi se pare că se strânge mult mai ușor. Și vom porni, deci este asemănător pătratului bunicii, pornind de la aceeași idee. Veți vedea cât de ușor se lucrează. Deci trebuie să lucrăm peste cele două fire. Unu, două, trei ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu și apoi încă două piciorușe duble și astfel obținem o grupă de trei piciorușe duble. Da? Cu ochiurile de lanț. Un ochi de lanț și facem patru grupe de câte trei piciorușe duble. La fel ca la pătratul bunicii, cu câte un ochi de lanț între grupe. 2, 3, încă un ochi de lanț, avem două grupe deja. Unu, două, trei, a treia grupă, un ochi de lanț, acum a patra grupă, unu, două, trei și gata, un ochi de lanț, strângem. Cercul magic, de aceea îi spune, pentru că putem strânge până se așează perfect, se strânge foarte, foarte bine. Și acum, aici unde avem ochiurile de lanț, deci avem 1, 2 în al treilea ochi, unim cu piciorul și alunecat. Și am terminat primul rând. Avem 4 grupe a câte 3 piciorușe duble, despărțite de câte un ochi de lanț. Unul aici, al doilea, al treilea și al patrulea acesta. Și acum, rândul numărul 2. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. În spațiul acesta facem două grupe a câte 3. 1, 2, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, facem 2 ochiuri de lanț în punctele unde vom înmulți și vom avea 3 puncte. Deci 2 ochiuri de lanț, încă o grupă de 3, 1, trebuie să formăm croiul, de aceea este diferit față de pătratul bunicii clasic. Deci am făcut 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Aici va fi unde avem 2 piciorușe, 2 ochiuri de lanț, vom înmulți, vom face câte 2 grupe. Da? Un ochi de lanț, pentru că suntem între punctele de înmulțire, trecem, aici e vârful unde se va duce între piciorușe, facem la fel, înmulțire, 2, 3, 2 ochiuri de lanț și încă o grupă de 3, 1, 2, 3. Am făcut 2 ochiuri de lanț aici, deci în continuare până terminăm parte de pantalonaș scurt, vom înmulți. În punctul acesta, în punctul acesta, un ochi de lanț pentru că suntem între grupe și al treilea punct. Aici la fel, înmulțim. M-am spus că la fiecare rând vom avea 3 puncte unde înmulțim. 2, 3, 2 ochiuri de lanț, așa vom face de fiecare dată în acest punct și încă o grupă de 3 piciorușe duble. 1, 2, 3.
Și cum am început rândul, așa trebuie să-l și terminăm. L-am început cu 3 ochiuri de lanț. Deci asta înseamnă că terminăm cu picioruș dublu deasupra primului picioruș de aici, din grupa următoare, alăturată. Da? Exact cum am pornit rândul, așa îl terminăm. Deci avem 1, 2, 3 rânduri la care vom porni exact la fel. Deci și rândul următor. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu, întoarcem și aici avem 2 ochiuri de lanț, facem înmulțire, deci facem 2 grupe. Mai arăt și rândul ăsta. Cu următoarele 2 rânduri sunt, cel puțin următorul rând este exact la fel. 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, pentru că este punctul de mulțire. 1, 2, 3. Aici e punctul de mulțire. Între punctul acesta și acesta facem doar câte un ochi de lanț. Aici facem o grupă de 3, dar doar câte un ochi de lanț pe laturi. Așa facem și la pătratul bunicii. Dacă acolo înmulțim în 4 puncte, aici înmulțim doar în 3. Pentru că vrem să obținem croiul pantalonilor scurți. Am făcut un ochi de lanț, acum am ajuns din nou unde avem 2 ochiuri de lanț, unde facem 2 grupe. Și cum am început rândul, așa îl și terminăm. Facem un picioruș dublu aici. Da? Așa cum am pornit, așa îl și terminăm. Și mai facem încă un rând exact la fel. Și deci avem rândul 1, 2, 3 și rândul 4. La rândul 4, deja, deci avem rândul 1, 1, 2, ăsta e rândul 3. La rândul 4, cele 4 rânduri, deci cu roz, se repetă. Facem exact la fel, de la rândul 5 e diferit. Da? Deci exact cum am făcut rândul 2, 3, așa vom face, deci terminăm rândul 3 exact cum l-am început și mai facem încă un rând și rândul 4. Ne întoarcem. Și de la rândul 5 schimbăm și culoarea și schimbăm puțin începutul și sfârșitul rândului. Și așa vom face până obținem mărimea de care avem noi nevoie. Și exact cum v-am spus, terminăm rândul 4 la fel cum l-am început și la fel cum am făcut și rândul 2. Da, exact cum am început, așa am și terminat. Vedeți, punctele de înmulțire sunt acesta, acesta și ăsta din vârf. Deci terminăm deasupra primului picioruș aici cu un picioruș dublu. Un ochi de lanț și acum tăiem. Mă, că parcă am adus un forfecuț. Nu l-am adus, mă duc să-l aduc. Tai firul și îl voi tăia puțin mai lung. Asta ca să pot să-l ascund cu acul, să-l fixez cu acul în lucru, să fiu sigură că la spălări repetate nu se va desface. Lăsăm pe față, așa, și luăm culoarea următoare. Dacă lucrați, dacă se întâmplă să vă hotărâți să lucrați cu doar două culori, cu o astfel de pereche de pantaloni scurți, puteți să nu mai tăiați firul. Lăsați ghemul deoparte și porniți cu firul următor. Eu las și capătul ăsta mai lung și pornesc cu un ochi de lanț. Mi se pare că se fixează mai bine. Și acum pornim din 1, 2, al treilea ochi de lanț de aici. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și mai facem încă 2 piciorușe duble pe sub ochiurile de lanț. Și avem deja o grupă de 3 piciorușe duble. De aici încolo, până terminăm partea aceasta de pantalon scurt, deci jumătatea, vom face exact la fel. Un ochi de lanț, pentru că suntem între secvențe,
Și aici, că avem două ochiuri de lanț, facem două grupe. Deci, în următorul spațiu, pentru că aici sunt două ochiuri de lanț, vom face mulțire. Deci, facem două grupe de câte trei piciorușe duble. 2, 3, două ochiuri de lanț, pentru că e punctul de mulțire în continuare până terminăm pantalonașii, jumătatea de fapt, 1, 2, 3, un ochi de lanț, pentru că suntem pe latură, și facem grupă aici un ochi de lanț, grupă aici un ochi de lanț, grupă aici un ochi de lanț. Aici e punctul de mulțire, facem două grupe, la fel cum am făcut și până acum, și pe lateral la fel. Deci facem un ochi de lanț, grupă, un ochi de lanț, grupă, un ochi de lanț, grupă, aici două grupe, bineînțeles, pentru că avem două ochiuri de lanț și e punctul de mulțire. Avem trei puncte de mulțire, deci aici, în dreapta, în stânga și pe mijloc, în V. Continuăm și terminăm rândul exact cum l-am început. Deci facem două piciorușe duble, cum am făcut aici pe sub ochiurile de lanț, și al treilea picioruș, pentru că facem o grupă de aceasta completă, în al treilea ochi de lanț aici în capăt. Continuăm rândul până la capăt și vă mai arăt încă un rând, pentru că cele două rânduri se repetă de fiecare dată cu altă culoare, fac eu. Acum voi faceți cum vă doriți, puteți să faceți proiectul dintr-o singură culoare. Și am terminat rândul 5, la fel cum l-am început. Deci am făcut un picioruș dublu în al treilea ochi de lanț aici. Deci începutul de rând întotdeauna trebuie să semene cu sfârșitul de rând. De aici încolo totul se repetă. Eu voi face de fiecare dată cu o altă culoare. Deci, cum am făcut rândul anterior, așa voi face cu culoarea următoare. Acum, la rândul următor, vor fi alternativ. Odată așa, odată cum vă arăt acum. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu și încă un ochi de lanț. Întoarcem și facem un singur ochi de lanț pentru că este pe în linie dreaptă, nu e loc de mulțire. 3 piciorușe duble, un singur ochi de lanț, că suntem tot pe linie, și aici e punctul de mulțire, unde facem două ochiuri de lanț. Deci facem cele două grupe, 1, 2, 3, piciorușe duble, două ochiuri de lanț, pentru că este punctul de mulțire. Și așa facem până terminăm pantalonașii. Și încă o grupă. 1, 2, 3. Acum suntem pe linie, vom face un singur ochi de lanț. Da? Și facem grupele în continuare. Deci, odată începem rândul cu 3 piciorușe duble și îl încheiem cu 3 piciorușe duble, odată începem cu un picioruș dublu și ochi de lanț, asta înseamnă 4 ochiuri de lanț la început, iar la sfârșitul rândului un ochi de lanț cu picioruș dublu. Da? Venim cu următoarea culoare, pornim la fel ca și aici, deci odată așa, odată așa, odată așa, odată așa, până obținem, important este să obținem în talie circumferința de care avem nevoie, fiind jumătatea asta, deci eu lucrez pentru 60 de centimetri, deci în talie aici am 30. Când am obținut 30 de centimetri aici în talie, ne oprim. Și astfel trebuie să facem două părți și păstrăm culorile. Dacă facem colorat, normal că trebuie să facem cele două părți exact aceleași culori, același număr de piciorușe, exact aceeași măsură. Și apoi le prindem și continuăm. Continuăm cu fiecare culoare. Uitați, aici am făcut cu cărămiziu acesta, portocaliu, apoi am făcut cu un fir alb,
de aceeași grosime, tot două rânduri dus întors și vedeți, tot trei piciorușe duble la începutul rândului, la următorul rând îți trei ochiuri de lanț, 3 plus încă 1, 4. Da? Exact cum v-am arătat aici, așa facem la fiecare culoare. Uitați, și la ultima culoare, îți trei piciorușe duble și cele ochiurile de lanț, adică un picioruș dublu cu încă un ochi de lanț, la fel ca la sfârșit aici. Aici am terminat rândul cu un ochi de lanț și picioruș dublu. Că aici am zis picioruș dublu, de fapt sunt trei ochiuri de lanț care țin loc de picioruș dublu. Cum începem rândul, așa trebuie să-l și terminăm. Și rând după rând, până obținem mărimea dorită. Putem să lucrăm și pentru XL. Exact aceiași pași. Continuăm. Pas cu pas, până suntem mulțumiți, până măsurăm cu centimetru și suntem mulțumiți de ce am obținut. Și am făcut, dragilor, cele două părți. Deci, singurul amănunt de care trebuie să țineți cont, exact cum v-am spus, deci, după ce am făcut partea roz și am început, am făcut câte două rânduri cu altă culoare. Așa am făcut-o, dar poate fi făcut și dintr-o singură culoare. Deci, la unul din rânduri pornim cu practic cu trei piciorușe duble, bine, trei ochiuri de lanț și încă două piciorușe duble. La următorul rând cu patru ochiuri de lanț, adică picioruș dublu, ochi de lanț, pentru ca să facem loc pentru rândul următor să facem grupă. Cum începem rândul, așa-l și terminăm. Întotdeauna trebuie să fie identic. Apoi am ascuns toate capetele în lucru, le-am ascuns cu acu. După cum vedeți, e curat, am lăsat doar firul de pe parte și pe alta, am pus față pe față, deci dosul e unde am ascuns firele, adică în cazul, toate că nu se observă, dar să nu se vadă. Și voi coase, cos pe lateral, poate fi făcut cu croșeta sau cu acu, cum fac eu. Pur și simplu iau din partea aia. Deci unul câte unul, ochi cu ochi. Da, două fire pe parte, două fire în partea cealaltă. Da? Poate și așa, și așa. Da, nu. Eu așa fac. Deci două fire din o bucată asta, două fire din bucata din spate. Da? Exact cu ochiul de pe lateral. Și cos până aici și pe partea asta la fel. De aceea am lăsat firul de la final mai lung. Coasem lateralele. Haideți că mai avem puțin. Ce frumos arată, nu? Chiar dacă e parțial. Continuăm, coasem pe lateral sau prindem cu croșeta, cu piciorușul alunecat, cum doriți. Uitați ce ușor se coase dacă ținem așa, depărtat, și băgăm în următorul aici, în următorul în partea asta la altă, e mult mai simplu. În următorul, ochi cu ochi. Și două fire pe parte, două fire pe partea cealaltă. Vedeți? Și se potrivesc perfect, pentru că bucățile sunt identice. Deci e simplu. Și uitați, se vede bine și pe față. Foarte bine chiar. Continuăm. Am vrut să vă arăt că e mult mai ușor decât ținut unul lângă altul, așa, dacă-s depărtate. Și în momentul în care coasem, când prindem două fire în partea asta, două fire în partea asta altă, tragem, bineînțeles. Să le apropiem. Nu sărim, nu, aici am băgat în următorul, trebuie să fim atenți și să vedem bine. Nici cu ochelarii nu văd foarte bine. Continuăm. Da? Vedeți, uitați și pe dos ce frumos se vede. Adică nici nu se vede cusătura.